Copil rugându-se. Un proiect realizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, Neamț. Cum să mă rog eu, Doamne, nu mai știu. Însă îndrăznesc cu dragoste să scriu. Acum că lumea întreagă e încercată de o vicleană boală, blestemată. Nădejdeam. Deși cad în ispită. Și mintea întreagă mi este istovită. Dar tu cum ești? Îmi iartă nepăsarea. Însă te rog să-mi citești scrisoarea. Eu am crezut că nu mă tem de moarte. Și poate nu. Însă mă tem de fapte. S-au adunat ca niște ceasuri rele și pare aș vrea să lepă dintre ele. Nu știu de ce. De cine mi-este frică? Durerea mea pe lângă ta e mică. Știu câtă supărare ți-am adus. Ca un copil nărădnic, nesupus. Ieri am trecut pe la Narcisa, sora mea. Însă n-a vrut în brațe să mă ia. A stat departe, cum stau eu de tine. Deși ardea să fie lângă mine. N-am plâns atunci. Mi-am înfrânat fiorul. Dar fără stabilă. E în inimă izvorul. Dar ție cum îți e mereu pe cruce? Când faptul bun nimeni nu ți-aduce. Altfel, pe aici e vremea tot mai bună. Cred că e rost de nuntă. Se cunună. Cip-cirip. Minunea primăverii ce ne-ai dat. Cu soarele, din cerul lăudat. Ia lai de flori, de muguri, de albine. Fără de om pământul lui e bine. Pădurile, ce-a mai rămas din ele, se împodobesc în verde de mărgele. Ciudate-s vremurile astăzi pe la noi. Deși e pace, e mai mult război. Război de suflet, leagăn de durere. Prea multă moarte se ceră în tăcere. E vreme de veceri în postul mare. Și după pravila de seară scriu scrisoare. E târziu la noi azi pământ. Tot mai mult somn subreavă în mormânt. Și nu știu până mâine, Doamne, ce va fi. Sunt mult prea multe mame departe de copii. Dar mai e puțin. Mai e puțin și te cobor din cruce. Când Paștele învierea îți aduce. Acum te las. Îmi iartă îndrăzneala de a-mi prisipit hârtie și cerneala. Și dacă ai timp, te așteptăm la masă, căci vremile ne-au țintuit în casă. Știu că ai venit și ieri și altă dată și ușa ne-ai găsit o ferecată. Am fost nebuni, fiindu-ne prea bine. Și n-aveam loc la masă pentru tine. Cum să mă rog eu, Doamne, nu mai știu. Am îndrăznit cu dragoste să scriu. Acum când lumea întreagă e încercată de o vicleană boală, blestemată. Și dacă ai timp, te așteptăm la masă.